tu ești rab. Ți-i spun tu faci. Neacă care te definiți. Dar nu-ți spune cineva, dar singurul drogul. Tu faci și spune el. El în fiecare zi, din fiecare dimineață, el spune că asta trebuie consumat. Caută cum vrei, lucrează, fură, fă ce vrei. Și nu avem puterea asta să-i zic azi, nu. Putem o zi, două, dar pe urmă iar. Pe la 18 ani am început a consuma droguri. Droguri injectabile. Au venit un timp oarecare că am înțeles că eu fără dânsul nu pot să trăiesc, am înțeles că sunt o persoană dependentă. Era o șoptită situație, putem și nici nu mă spăl pe față, dar prima să fac să mă duc să consum. Asta e tot așa, când o persoană se duce la lucru, el mănâncă o tartină, bie un ceai, dar la mine și la majoritatea persoanelor care consumă droguri, prima și să consume droguri. Ca să fac ceva, eu trebuie numai decât să consum. Că altfel organismul meu nu prinde nici mâncare, absolut nimic. Nici nu putem să măr, era rău. Eu am ajut până la așa un nivel că chiar și când ne consumam droguri de mă eram nefericit. Te ascultă de data asta? E post. Azi e post. Postul face minuni. Dependența de droguri este o boală, iar procesul vindecării poate dura toată viața, ne spun specialiștii. Totuși, până ajunge la etapa de vindecare, persoanele dependente de droguri au și probleme cu legea. S-a schimbat foarte mult vârsta consumatorilor de droguri. Dacă până în 2015 cei mai mulți consumatori erau peste 30 de ani, 40 de ani, acum cei mai mulți consumatori sunt tineri, 18-25 de ani. Preponderent, iarăși, sunt drogurile vegetale, cele mai întrebate de către consumatori, ulterior drogurile care le numim noi droguri de club sau răspândite în rândul tinerilor, cocaină, MDMA, pastile ecstasy, amfetamină. Sare una de droguri care mereu băga frica în mine. Frica față de societate, de poliție și așa mai departe. Așa un fel de frică. Putem câte jumătate de ani să nu ies din casă, câte 4 luni, da. Cum? La magazin în casă, e ca așa. E ca așa o frică. Problema care este în Republica Moldova ține de faptul că noi avem o legislație care pedepsește consumul de droguri și de regulă predispune la faptul că persoanele care consumă droguri să fie tratați mai mult ca niște infractori decât ca niște pacienți care ar trebui să aibă un tratament al dependenței. Dacă mai ales te-ai prins cu drogurile, știți cum? Tu ești la undița lui, tu ai să faci așa cum îți spune, că dacă nu știți cum, te duci la pușcărie. Apropo, toți sectoriștii de la poliție tot știu și cu viața ta și faci. Când, chiar dacă faci anumite schimbări, ei tot de tine știu. Și cum eu nu facem schimbări, deci normal, eu eram la dâns și la punct. Și cum eu unde mă vedeau, ei mereu mă, și faci, unde te duci, dă-ți te controlezi și ai cum uznare. Nu mereu, mereu. Legislația Republicii Moldova predispune sau stabilește ca persoanele care dețin droguri să fie mai degrabă pedepsite, chiar dacă aceste droguri sunt pentru consum propriu, decât aceste persoane să fie redirecționate la anumite servicii de tratament. Practica internațională a arătat că pedepsirea persoanelor și tratarea persoanelor care consumă droguri ca niște persoane infractoare nu duce la altceva decât la stigmatizarea acestora și nu rezolvă în sine fenomenul consumului de droguri. Noi avem o colaborare foarte bună cu Inspectoratul General Carabinierilor. Ei sunt acei care patrulează străzile în scopul menținerii ordinii publice. Ei au fost informați despre profilul unui consumator de droguri, despre profilul unui dealer, profilul unui curier de droguri. La moment, dacă un consumator de droguri este reținut de către un funcționar al legii în stradă, de exemplu, de către un carabinier, este reținut,
este escortat la sectorul de poliție, se documentează această cantitate de droguri ca rezultat al percheziției. Această cantitate de droguri, evident, se transmite pentru a identifica tipul de drog, se transmite la expertiză. Persoana este, de regulă, fotografiată, publicată pe rețelele de socializare, mass media, în care se prezintă că, uite, am reținut un infractor deosebit de grav, care, în ghilimele, care consumă droguri. Și, deși el este o persoană dependentă, după care este amendat, fie se pornește dosar penal. Odată ce a intrat în sistemul penal al Republicii Moldova, adică persoana oricum interacționează cu sistemul penal, oricum va fi până la urmă pedepsită. Chiar dacă se aplică amendă, ea oricum va fi pedepsită penal și atunci intră în acest cerc vicios. Pedeapsă penală, stereotip și iarăși sărăcie și iarăși consum de droguri. La un moment dat îmi spune că când începe să mă consuma drog, eu controlez drogurile. După o perioadă de timp, drogurile mă controlau pe mine. Pentru anul 2020 au fost pornite urmăriri penale circa 62% din totalul de dosare penale inițiate pe domeniul drogurilor, adică pentru droguri. Din acest procentaj, dacă e să analizăm cu raportul dintre urmăriri dosare penale pe consum de droguri și dosare penale pe trafic, vom remarca că tendința este de a iniția urmăriri penale, anume pe consum. Organele de drept se concentrează mai mult pe urmărirea penală a consumatorilor și nu a traficanților. Asta demonstrează cifrele. În 2020, doar o treime din cauzele penale ce vizau drogurile și etnobotanicele au fost pornite pentru vânzarea lor. Respectiv, două treimi din acestea acuzau de consum propriu. Noi putem doar să discutăm cu el, să-l motivăm să se adreseze către un specialist anumit, deoarece peste un timp anumit, iar se va întâlni cu poliția. Iarăși probleme legate de legislație, poate și își pierde libertatea și ajunge în locuri de detenție. Locuri care considerăm noi că nu îi resocializează pe aceste persoane. Ba din contră, el din acele instituții iese mult mai pregătit din punct de vedere criminal. Cunoaștem foarte bine că dacă o persoană într-o familie consumă, suferă nu doar persoana, suferă întreaga familie, suferă întreaga societate. Respectiv, statul trebuie să aibă o abordare nu punitivă, dar una social orientată, de reintegrare acestor persoane, de tratament, un tratament complex. Avem documente bune, dar care nu au mecanisme de implementare și care nu au mecanisme de finanțare. În așa mod ca și instituțiile medicale, și instituțiile sociale, și asociațiile obștești să-și facă misiunea bine în această direcție, să dețină resurse materiale, resurse profesionale, să asigure asistență fiecare persoane care are nevoie de ea. Am avut unul din prieteni care consuma tot cu noi droguri, era mai mic, el era mai mare și o perioadă de timp el a dispărut din companie. Primul când l-am văzut, m-am văzut cu tot o altă persoană și mulțumind exemplul lui, eu m-am interesat cum, că mi-a lămurit, Alexandru, este asta altă viață, este programa de reabilitare, unde poți să treci. Du-te măcar du-te pur și simplu și să încearcă, du-te măcar pe o săptămână, pe o lună, măcar să vezi. Dacă n-a să-ți placă, să duci de acolo și mulțumind exemplul lui, eu am venit și a încercat. Dacă pentru mine era normal ca să o amăgesc pe maica mea, pe apropiați, eu mai așa ceva nu pot să-mi primit. Dar pentru mine înainte mama plângea, la mine tata mea e mama să râde, de bucurie. Și eu înțeleg pe parcursul vieții, eu restabilesc și ieșem cât consumul ăsta care l-am avut, eu mai restabilesc și mă stărui să fac tot posibil. E și normal că am greutăți până ziua de azi, dar asta e, merge înainte, a venit problema, rezolv, problema, rezolv, nu ascuns, rezolv.
Istoria lui Alexandru însă este diferită de majoritatea dependenților de droguri din țară, care nu au avut parte de ajutorul organizațiilor non-guvernamentale și se regăsesc într-un cerc vicios în care nu pot rezolva nici problema consumului, nici pe cea cu legea. Asta pentru că statul pune accent pe pedepsirea consumatorilor și mai puțin a traficanților. Cercul poate fi întrerupt, spun organizațiile non-guvernamentale, prin oferirea alternativelor la detenție.